Un om a dobândit sensul și scopul vieții atunci când o persoană pe care o iubise și o respectase l-a dezamăgit foarte tare. S-a întâmplat ceva brusc și persoana respectivă l-a decepționat. Ceva s-a prăbușit în sufletul său. Știți ce se întâmplase? Era idolul său. Idol. Omul și-a închipuit că celălalt reprezintă ceva, că este important, dar așa s-a întâmplat că a venit decepția. Nu e nimic strașnic, tu l-ai îndrăgit, tu te-ai dezamăgit. Te-ai căsătorit cu un bărbat, i-am spus unei femei, el este zidit din acest pământ, el nu a fost nici înger, nici Dumnezeu, a fost om. Te-ai dezamăgit. Nu-i nimic. O să pricepi rostul. Ea a răspuns, îmi găsesc acum pe altcineva. Nu este corectă această hotărâre, pentru că găsindu-ți alt bărbat, nu vei învăța lecția, fiindcă și celălalt este tot om. Taina constă în a învăța să trăiești corect cu omul de alături, să descoperi sensul împreună cu el. Iată de ce un sfânt spunea, dacă îndrăgești o femeie, în ea îndrăgești toate femeile care există în lume. Dacă înveți să fii răbdător cu o persoană, vei dobândi răbdarea și pentru mulți alții. Prin urmare, taina și sensul se ascund în relația dintre voi, care trebuie să se întărească, să devină mai profundă, să nu căutăm decizii ușoare de genul plec. Cei care plecând au crezut că data viitoare vor face o alegere mai bună, au făcut același lucru. Situația respectivă se întâmplă și la mănăstire. Cel care părăsește o mănăstire pentru că îl irită gălăgia, mergând în altă parte, este deranjat de liniștea mortală, în a treia, de umezeală, în următoarea, creierii, ploaia care bate în țeavă. Și totul îi este vinovat, fiindcă el nu a înțeles că problema e în el, iar dacă găsești soluția problemei, te vei simți ca în rai, indiferent de locul unde te afli. Important este cum trăiești. Trăiești calitativ, rațional, cu dragoste pentru Hristos, îl pui pe Dumnezeu în tot ce se întâmplă, înseamnă că trăiești desăvârșit, oriunde ai fi.